Se apropie sezonul vacanțelor în străinătate, așa că fiți atenți în trafic pentru că vă puteți trezi cu multe amenzi dacă nu respectați normele. Parlamentul European a mărit lista sancțiunilor rutiere pentru care primiți obligatoriu amenda acasă, cum ar fi parcatul interzis sau depășirea pe linie continuă. Până acum, în jur de 40% din situațiile în care șoferii încălcau regulile de circulație în țările europene rămâneau nepedepsite pentru că unele state nu trimiteau documentele. Mulți șoferi români au încălcat regulile de circulație în Europa. Unii au scăpat fără să plătească amendă. Ați primit vreodată vreo amendă în altă țară? Da. Pentru ce? Viteză. Unde anume? Statele Unite, Ungaria. Mi-a spus să mă duc să plătesc. Nu, n-am plătit. Atenție! Amenzile ajung totuși în țară, iar dacă nu le plătiți, intră în evidențele celor de la ANAF, care pot merge până la o poprire a contului. Sau, în unele țări, la întoarcere, veți fi obligați să le plătiți. Acum, Parlamentul European va introduce un sistem unic pentru toate țările membre UE, de la aplicarea amenzilor până la recuperarea banilor. Dacă până acum puteam să primim acasă amendă din alt stat pentru că nu am oprit la culoarea roșie a semaforului, de exemplu, ne-am urcat băuți la volan, ori am condus cu viteză excesivă, acum lista se mărește. Putem să primim amendă și dacă parcăm periculos, depășim pe linie continuă sau dacă părăsim locul accidentului. Unele țări trimiteau și până acum amenzi pentru astfel de încălcări ale legislației, dar altele îi iertau pe șoferi. Cele vestice sunt mult mai stricte în supravegherea șoferilor și în aplicarea legislației. Nu prea trec cu vedere anumite încălcări, așa cum se întâmplă în alte țări estice. Da? Adică sunt țări în care aproape fiecare linie continuă încălcată este sancționată. Deputații europeni au hotărât că statul membru în care se încalcă regulile de circulație are la dispoziție cel mult 11 luni să trimită amenda șoferului vinovat. Notificarea trebuie să conțină tot felul de detalii, de la context până la cum poate fi depusă o contestație. Până acum nu exista niciun termen, iar șoferii se trezeau cu amenzi și la 2-3 ani după ce se întorceau în țară. Dacă un cetățean român primește o amendă în Franța, statul român va putea să colecteze acea amendă pentru că cetățeanul este cetățean român, cu condiția ca amenda să fie peste 70 de euro și, bineînțeles, ca cu a doua condiție, ca statul francez să fie de acord cu asta. După ce normele vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor avea la dispoziție 30 de luni pentru a se pregăti să le pună în aplicare.